Bună seara, bine v-am găsit și bine ați venit! Bine ați venit la sărbătoarea sufletului nostru, că asta vrem să vă oferim în această seară, hrană sufletească. Pe de o parte, poezia scrisă după gradii, în închisorile comuniste, poezie scrisă în profundă suferință și mare dragoste de Dumnezeu, și pe de altă parte, aceste minunate pricesne care ne vorbesc despre patimile lui Iisus Hristos, pentru că este, în această perioadă, este foarte important să retrăim măcar cele mai importante momente de pătimire ale vieții lui Iisus Hristos. Pentru că, după cum știm cu toții, nu există înviere fără crucificare. Ori de câte ori spunem Tatăl nostru. Adică, după trup suntem făpturi pământești, iar după Duh suntem ființe cerești. De la Dumnezeu venim, petrecem o vreme aici pe pământ, în corturile noastre lumești, și iarăși la Dumnezeu ne întoarcem. Ferice de cel care se întoarce și ajunge acasă, spune Părintele Arsenie Boca. Aceasta e cărarea. Unii însă nu se mai întorc. Mă întristează acest unii însă nu se mai întorc. Haideți, pentru că suntem în această perioadă de pregătire, să dăm toată atenția ce se cuvine acestui moment, ca să primim cea mai dragă sărbătoare a sufletului nostru, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum se cuvine. Să putem spune fericiți, Hristos a înviat, adevărat a înviat, pentru că este și învierea noastră. Iisus spune, dacă eu am putut, și voi puteți. Și ar trebui, pentru că suntem creștini și să ne simțim creștini cu adevărat, să suntem privilegiați. Într-adevăr, suntem privilegiați, pentru că în închisorile comuniste nu am timp să vă povestesc acum cum se făcea Sfânta Liturghie, cum reușeau să ajungă la Sfânta Părtăjanie și să iasă, în ce condiții îngrozitoare și ce riscuri fantastice aveau strămoșii noștri, părinții noștri, frații noștri. Ori noi suntem privilegiați că putem duminică de duminică să mergem la Sfânta Părtășanie, la Sfânta Liturghie. Putem să mergem la, să ne spovedim, adică să schimbăm cămașa murdară plină de păcate cu cămașa curată. Și așa pomeniți, putem să luăm Sfânta Părtășanie, adică trupul și sângele lui Iisus Hristos, să fim în comuniune cu El. În sensul ăsta, m-am gândit la două poezii scrise de Traian Dors. Dors, știu că îl iubiți foarte mult, este poetul Mântuirii. Una dintre ele o să o spun mai târziu. Și acum o să vă spun poezia Rămâi cu noi, Iisus, căci este seară. Rămâi cu noi, Iisus, căci este seară, s-a întunecat al vieții noastre cer, durerea adânci acum ne așteaptă iară. Rămâi cu noi, Iisus, căci este seară. E seara când nădejdea alese pierd. Rămâi cu noi, tărie minunată, în seara încercărilor de acum. Suntem prea slabi să nu cădem vreodată. Rămâi cu noi, tărie minunată. Rămâi cu noi. Oprește-te din drum. Rămâi cu noi, adâncă mângâiere, căci seara urii peste noi s-a pus. Să nu cred
trecem prin durere, rămâi cu noi, adâncă mângâiere, răbdare sfântă, să ne dai Iisus. Rămâi cu noi, iubire în veci nestinsă, în jur, când fără de legi se înmulțesc. Tu ne păstrează dragostea aprinsă. Rămâi cu noi, iubire în veci nestinsă. Prin tine, al noastre inimi, se sfințesc. Rămâi cu noi, lumina veșniciei, căci sara plânsului ne-a copleșit. Adune dimineața bucuriei, rămâi cu noi, lumina veșniciei, când trecem prin pustiul nedorit. Rămâi cu noi, eternă sărbătoare, căci tu ne ești al vieții noastre rai. În noaptea întunecoasă ne ești soare. Rămâi cu noi, eternă sărbătoare, odihna mântuirii să ne dai. Yeah.
Iisus al meu, prietenul, din anii vieții, cu tine eu cătoresc, până la sfârșitul vieții. În zorii de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Când am de suferit un chip, Tu, Doamne-mi dai putere, și fie chinul cât de greu, eu simt o mângâiere. Căci Tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de toate. Căci Tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de ești comoara care cost de mine căutată, dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Jos sub crucea răsturnată într-un sat, s-a oprit un om odată, stă cu fața-n mâini lăsată și cu fruntea cânturată. Lacrimile curgeau fără
și-a pus fruntea în mâna stângă.
care Domnul se ruga pe gând. Și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt. Și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt. De câte ori pe față el căruta cu lacrimi de nespus să treacă tată, să nu beau paharul suferinței lui Iisus, să treacă tată, să nu beau grătină neuitată. În tine însă Domnul cu amar și El îndată haina suferinței și-și pregătește drumul spre locul unde Domnul a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng că pentru mine El a plâns, să plâng și eu. Să plângă pentru mine, El a plâns. Cine e fără Hristos calcă numai drum pietros, umblă numai pe noptat, chinuit și apăsat, și nici stă și nici sosește, numai viața își chinuiește. Pentru cel fără Hristos, tot ce vede-i dușmănos, câmpul plânge amărât, cerul tace mohorât, toate zgoale și străine, și când pleacă și când vine, celui fără Dumnezeu, tot ce-i vine este greu, câte stele, toate-i pierd și rămâne
cer, cât trăiește și cât moare, n-are niciun strop de soare. Omule fără Hristos, nu mai fi necredincios, smulge-te din foc acum, până n-ai ajuns la scrum. Caută calea luminată până poate fi aflată. Plângea, plângea, sunt mana,
desculți și fără haine. Îl ia pe